Craiova a reușit prima victorie în Liga la fotbal după 8 etape. Ultenia au câștigat la Iași cu 3 la 0, dar adversarul a fost una foarte slabă. Pentru a confirma că și-au revenit cu adevărat și că pot reintra în lupta pentru titlu, Craiovenii au nevoie de o prestație bună care să le aducă toate punctele în meciul de sâmbătă, pe care îl vor disputa în compania rivalei Dinamo. Ne aflăm în, în fața unui meci special, din punctul meu de vedere. Cel puțin pentru mine este un meci special, pentru că se cunoaște foarte bine rivalitatea dintre Universitatea Craiova și Dinamo, și știu foarte bine ce înseamnă pentru suporterii noștri acest, acest joc. Îmi doresc să, să reușim să facem un joc foarte bun, să-i dominăm în toate punctele de vedere și să câștigăm cele trei puncte. Bună și îndeamnă jucătorii să joace cu aceeași plăcere cu care au făcut-o la Iași și declară că suporterii vor vedea o echipă care va miza pe cartea atacului. În primul rând mă gândesc la valoarea lotului nostru. Mă gândesc la ce jucători ofensive avem, ce calitate au în trăime adversă și asta îmi dă speranță și tocmai de asta caut să, să fac un joc ofensiv pentru că am jucători care se priază foarte bine pe, pe acest aspect. Iar cum ați văzut și dumneavoastră, în momentul în care au plăcere și, și bucurie de a juca, sunt foarte inventivi și pă, orice adversar îl pun în dificultate. Universitatea va întâlni Dinamo sâmbătă de la ora 21 pe stadionul Ion Oblemenco. Craiova ocupă locul 3 și este la 8 puncte în spatele liderei FCSB.